furtizat. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat, omul ăsta, eu dam aici și într-o dată a intrat așa, cu mașină. Ia uitați-vă roata, vedeți în place. A zis ca să vă arăt. Ia uitați. Marea cu roata asta. Dar era băut șoferul? Nu știu dacă era băut, nu mi-am dat seama. Dar nu sunt mai putea da jos de la volan, deloc. Nu știu, dacă poate. Uitați. Ia uitați marea cu roata. E ruptă. Da? Da. Ok. Și... Dar au venit poliția? Eu dam aici spații verzi. Eu dam aici. Și într-o dată a intrat așa. Bam! Într-o dată. Și a venit poliția și l-a luat? Nu, că a venit și smurdul. A venit tot. Smurdul și salvarea și poliția și tot. Eu mă numesc Călin Ștefan și am depistat acest persoană fizică, umană, taximetrist. Avea clienți? Avea clienți? Asta. Avea clienți? Nu! Nu? Nu! Nu! Nu, ăsta te lasă așa. Bam! Bam! Și tu erai aici pe spațiu verde? Da! Nu știu dacă cum îmi fac. Eram în partea aia și eram în partea asta. Aici la sus pot. Îmi fac ce? La sus pot eram. Tu dam aici. Și el când o intrat, tu îmi fac niciun dat. Bum! Era să te ating. Era niciun dat. Eu m-am speriat. M-am speriat cu chestii. A zis că vă mai arăt ceva. Ia până m-a jurat-o. Pune tu. Ia. Nu, ca să vezi. E spartă. Ai văzut? Da. Ai văzut. Din panicația asta de spartă de roată. E o vrăjeală. Da. El fiind obosit la volan. Nu era băut, era obosit. Nu știu acum, nu mai știu, Dumnezeu cu mila. Nu mai știu.